Astăzi vă arăt cum puteți trimite fișiere de dimensiuni mari prin e-mail. Pentru acest lucru va trebui să deschideți un browser și să scrieți aici Transfer Now. Mergeți pe primul rezultat, oricum o să aveți link și în descriere și pe TikTok o să aveți chiar pe ecran. Și aici e foarte simplu, trebuie pur și simplu să luați fișierul pe care vreți să-l transferați, în cazul meu această arhivă, și să-i faceți drag and drop în această fereastră. Vedeți că apare un dreptunghi, lăsați fișierul, ne va trebui să completăm niște detalii, cui trimitem fișierul, de unde îl trimitem și așa mai departe, după care o să dau click pe Transfer. Pentru varianta free, fișierele sunt disponibile timp de 7 zile. Vedeți că se urcă destul de repede, 20 de mega pe secundă și acum ne-a apărut și un link. Dacă vedeți aici, putem să folosim linkul direct, să-l dăm prietenului pe Facebook sau pe Skype sau putem merge pe e-mail și aici o să fie două e mail unul că s-a trimis cu succes și vedeți aici de unde s-au trimis fișierele, ne-a trimis niște fișiere care o să 77 de mega și putem să dăm download. Ne duce pe pagina transfernow.net de download, dăm download file, o să dăm mix la reclamă și începe descărcarea, vedeți și voi că este cu viteză destul de mare.